Incidența COVID-19 în comuna Sâmbăta de Sus scade din nou, astăzi fiind a treia zi de scădere. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, încep să se vadă rezultatele restricțiilor. Rata de transmitere a noului coronavirus ajungând la 10,86 la mie, după ce în urmă cu 3 zile aceasta era de 13,27 la mie, comuna intrând în carantină în data de 17 noiembrie. Pe o pantă descendentă este și incidența pe municipiul Făgăraș. Acesta a coborât sub pragul de 6 la mie, respectiv 5,59 astăzi. 5,27 este incidența în Victoria, iar orașul este urmat de comuna Mândra cu 5,17. Sub pragul de 5 cazuri de infecții cu SARS-CoV-2 la mie de locuitori se situează comunele Viștea cu 4,89, la Ucea, potrivit DSP Brașov. Astăzi s-a înregistrat o incidență de 4,83. În Cincu sunt 4,34 de bolnavi cu COVID la mii de locuitori. Situația în celelalte localități din țara Făgărașului arată în felul următor. Comana 3,82, Hârseni 3,37, Șercaia incidență 3,01, Șinca 9 2,96, Șoarci 2,70, Ticușu 2,62, Lisa 2,12, Șinca 1,55, Părău 1,30, Recea 1,17, Drăguș 0,85 și Beclean cu 0,48. În județ, rata incidenței a scăzut de asemenea pentru a doua oară consecutiv, ajungând de la 6,62 la mie la 6,30 la mie de locuitori.